Bună seara, bine v-am regăsit la Fotbal Show. 0-0 în Copou în prima partidă a etapei cu numărul 29, o partidă extrem de importantă în lupta pentru evitarea retrogradării, pare, însă o remiză care mai mult le încurcă pe ambele. Sigur, momentan Polia și iese dintre acele locuri de baraj, dar avantajul este fragil și încă mai sunt de jucat alte două partide de către fiecare adversară pe care o are. De asemenea, Dinamo ratează șansa de a ieși și ea pentru prima dată după foarte mult timp de pe ultimele două poziții. Meciul n-a fost cine știe ce, ba chiar a avut momente anoste, parcă Dinamo cu mai multe argumente, cel puțin în ultima parte a reprizei secunde. Alături de mine, Răzvan Pleșca, George Galamaz, Cătălin Berindean. Bună seara, domnilor, bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Un 0-0 pentru cine, Răzvan, în primul rând, dacă e să analizăm și ce se întâmplă în zona aia, clasamentul? Un 0-0 pentru Poliaș, la cum s-a jucat în seara asta. Ailene e omul meciului, cu niște intervenții senzaționale. Dinamo a jucat foarte bine, merita să câștige. Nu am înțeles de ce Iașul a jucat așa slab. O prestație dezamăgitoare. Venea după două rezultate bune și juca acasă, în fața unui stadion aproape plin. Deci aveau toate avantajele ca să facă un meci bun și o evoluție dezamăgitoare a Iașului. Foarte bun, foarte bun Dinamo. Noroc cu Ailenei pentru Iași. Eu cred că cei de la Iași s-au mulțumit cu acest egal. Nici n-au încercat mai mult. Au dorit doar să păstreze acest 0-0. Nu au forțat, au avut o ocazie în prima repriză, dar și lipsa antrenorului pe bancă, și ăsta e un aspect pe care trebuie să ținem cont. Și se vede când Leo Grozavo este pe bancă, arată într-un fel Iașu și când nu este, arată cu totul altfel. Cătălin, care este concluzia? Asta vreau să zic și eu, că lipsa lui Leo Grozavo, cred că e principalul motiv pentru care Iașul a jucat așa, parcă mai demotivați, mai fără chef, mai modest. Probabil că dacă Leo ar fi fost acolo, cu siguranță nu și-ar fi permis să nu le aibă permitea atitudinea asta așa de hai să ne mulțumim și cu un 0-0. Mergem la declarații, l-ascultăm așadar pe omul meciului, portarul celor de la Polia și Ailene. Bună seara, Ionuț, din nou omul meciului. Ce părere ai despre acest rezultat? Da, bună seara. Sunt de părere că acest rezultat a fost echitabil, da? Nu mă consider omul meciului, echipa a fost toată unită și mă bucur că nu am primit gol și a rămas poarta intactă. Un meci urât cu puține faze de poartă, până la urmă m-ai scos. Da, într-adevăr, un meci destul de urât, puține faze, dar se cunoaște oboseala, este al treilea meci în această săptămână și pentru noi și pentru ei și s-a cunoscut. Până la urmă, țineți Dinamo la distanță. Da, asta este un obiectiv de-al nostru, să-i ținem la distanță. E bine că s-a terminat așa. Am fi vrut victoria, am jucat acasă, dar asta este, mergem înainte. Cum a fost fără Leo Grozavo pe bancă? Nu știu să zic. Băieții s-au mobilizat. El a vorbit cu noi înainte, ne-a transmis ce trebuie să facem. Că este sau nu este, noi trebuie să mergem înainte. Despre meciul cu Oțelul? Despre meciul cu Oțelul, ce pot să spun? Vrem să mergem la victorie, că avem nevoie de puncte și... Mulțumesc, mult succes. Da, l-am ascultat pe Ailene, care teoretic n-ar trebui să fie portarul titular, dar uite că și astăzi cred că are dreptate. Cred că echipa a făcut diferența cu toate ratările lui Dinamo. Am uitat să vă spun la începutul emisiunii, George Galamaz a nimerit aici, a spus că se va încheia la egalitate meciul. Scuză-mă, George, că nu am deschis emisiunea cu asta. Da. De ce? Că nu e chiar așa ușor să nimerești un rezultat de egalitate. Lucian Goian a spus că bate Dinamo, nici el n-a fost foarte departe, pentru că Dinamo a avut mai multe ocazii pe final, eu am fost cel mai departe. Am zis că ambele înscriu. Da, am fost la un gol distanță la fiecare, nu? Da. Vă propun să mergem din nou la declarații, să-l ascultăm și pe Răzvan Patriche. Bună seara, câteva concluzii despre acest meci. Bună seara. Da. Două reprize total diferite. O primă repriză în care ne-au surprins cu un pressing foarte agresiv, nu am reușit să ieșim din el și au fost foarte multe dueluri fizice, după care o a doua repriză în care zic eu că am dominat, ne-am creat foarte multe ocazii, dar din păcate ăsta este fotbalul, nu am reușit să marcăm și asta este, ne pare rău. Per total, la sfârșit puteați să dați lovitura.
Da, la câte ocazii am avut astăzi, cred că de mult am mai avut atât de multe ocazii clare. N-am vrut mingea să intre în poartă, asta este. Meciul trecut nu ne-am creat foarte multe ocazii și am câștigat cu 1-0. Astăzi, din păcate, n-am vrut să intre mingea în poartă, dar asta e, ne dăm credere pentru mai departe. Și păcat că puteam să urcăm un loc în clasament. Dar până la urmă este un punct în deplasare. Asta este. Și totuși un meci urât, cu puține faze departe. Sau nu mai contează acum cel puțin? Dar până la urmă, asta este. Am spus, la să intre mingea în poartă, cred că am avut cel puțin 4 ocazii foarte clare. Din partea noastră, noi am avut ocazii, ei mai puține. Cum privești această luptă pentru evitarea retrogradării? Este o luptă foarte strânsă, toate echipele își dau viața, pentru că sunt toate meciurile sunt niște finali. Și se vede că este multă presiune și toate echipele sunt foarte agresive, încearcă să facă pressing. Sunt niște meciuri pe viață și pe moarte. Următorul meci cu UTA? Următorul meci cu UTA, sper să ne revenim, să revină și accidentații cât mai repede și să câștigăm, jucăm acasă și sper să aducem niște 3 puncte. Fizic, cum sunteți? Că ați avut ceva meciuri în ultima săptămână? Da, greu. Fizic nu a stat foarte bine astăzi. Am jucat din două zile, trei meciuri într-o săptămână. Dar și ei au jucat la fel. Asta nu este o scuză. Până la urmă, este un punct în deplasare, cum am spus. Mulțumesc, mult succes. Mulțumesc și seara bună. Da, l-am ascultat pe Patrick. Cătălin, cum ți se pare jocul lui Dinamo? Lăsând la o parte meciul de astăzi, unde, repet, a avut, cred, cele mai bune ocazii, a bătut-o pe Hermannstadt. Mie mi se pare că în 2014 Dinamo și Oțelul au cea mai bună progresie a jocului. În 2024, da. Am și zis lucrul ăsta, Dinamo, Oțelul și Poliaș. Eu o pun și pe Poliaș și pe FCSB. Lipsesc deci, puțin rezultatele, aceste, adevărat că Iașul a avut program mai puțin. Aceste mai patru echipe arată niște lucruri pe care ar trebui toate echipele din România să le arate. Acea intensitate, acea agresivitate pozitivă, pressing, ceea ce din păcate nu prea mai vedem, ne aducem aminte de meciul de miercuri cu Farul, un meci jucat într-un ritm de anii 20-30 sau anii 50 ai fotbalului, ca să zic așa, un ritm incredibil de lent. Deci eu cred că dacă aș fi la Federația Română de Fotbal sau la Liga Profesionistă de Fotbal, aș face o întâlnire cu conducătorii de cluburi din Liga 1 și aș solicita lucrul ăsta. Bă, hai să ne schimbăm filozofia de joc, să ne schimbăm ceea ce arătăm. Hai să jucăm toți agresiv, să încercăm să dăm intensitate la antrenamente ca jucătorii să poată să facă față la atunci când merg în cupele europene, să facă față la ceea ce se joacă la momentul ăsta în Europa. Dar asta au un lucru comun, aceste echipe sunt bine pregătite fizic. Normal. Bine pregătite fizic și atunci pot alerga, pot fi agresivi, pot 90 de minute să alerge și să mențină un ritm ridicat. Da, dar problema aveți, am înțeles că la UCLUJ, cel puțin jucătorii cu experiență ar fi refuzat la un moment dat să mai pună osul la antrenamente fizice, așa cum le-a cerut Sabău. E pe ales? Sau cum? Poftim. E pe alese când te legitimezi la un club? Așa se pare. Acolo, aici intervenția asta lui Ailenei, cum vi s-a părut? Seamănă cu cea lui Emiliano Martinez din... Seamănă, da. Nu, cea care a fost mai înainte. Da. Aia a fost, practic, cea mai mare ocazie a meciului. Da, seamănă puțin. Ailenei și Silviu Lung. Măcar la portar stă bine, Poliaș și Răzvan. E o alegere foarte grea. E echipa acum, unde ai debutat în prima ligă, nu? Nu greșesc, am jucat 5 ani acolo, da. Nu, am debutat la... Progres sau regres față de nivelul arătat de domnul Răzvan Pleșca acolo? Că așa, ca nivel de lot, cred că nu-i mare diferență, nu? E, totuși. E? Da? Era mai bună? Era mai bună echipa atunci? Erau alte vremuri atunci, la finalul anilor 2000 era și nu, comparând cu restul nivel adversarelor, adică... Ce adversar aveți atunci, că și atunci vă băteați la retrogradare. Tot la retrogradare, da. Păi nu, acum și fotbalul românesc începe să revină, de aceea Leo Grozavu inițial nu a vrut să meargă la Poliaș pentru că nu vrea să se lupte pentru evitarea retrogradării, dar acum avem un campionat destul de puternic în care nu e nicio rușine să te lupți pentru evitarea retrogradării. Destul de echilibrat, aș zice, nu de puternic.
În anii, în epoca aia, Răzvan, văd că tu te ferești să spui... În ce an ai jucat? În ce an ai debutat? Între 2005 și 2010. Deci în 2005 ai debutat? Da. Da. Deci în acea epocă fotbalul românesc era departe ca și calitate. Păi stai puțin, în 2005 aveam 4 echipe în cupele europene, nu? 2005, aveam 4 deja 2 echipe în sferturi, aveam și 5 semifinale. Nu, nu, vreau să spun câte locuri aveam atunci. Cum și bine, jucam doar în tur preliminar, deci... Aduți aminte, la un moment dat jucau 4 echipe în grupele Europa League. Poli Timișoara, cine mai era? Vaslui, Dinamo, Rapid, erau prezențe constante. Da. Da, eu cred că ușor, ușor ajungem iar acolo. Așa cred. Mi se pare că e în creștere campionatul nostru. Îmi place. Deocamdată avem 4 echipe care joacă sau încearcă să joace. Deși nu știu ce argumente ai, că în afară de primele 3 locuri... Numărul de spectatori. Care asta e cel mai mare din infrastructura care, de ani. Mă rog, la nivel de stadioane. Da, da, da. Atât, de stadioane vorbim, de restul încă suntem praf. Și baze de antrenament au mai apărut. La FCSB, la Faru, la Sepsi, okay, la ușor, câteva ușor. Dar și calitatea meciurilor față de Săgeata Năvodari, Corona Brașov. Uite, un fotbalist care a jucat în anii 2000 și spune că se joacă mai bine și decât... Și plus calificarea echipei naționale, care exact, îmi dă da, un invol da, tuturor, că sperăm că va fi mai bine. Eu știi ce zic? Eu zic că fotbalul românesc cam după 2012-2013 a decăzut. Cam păi da, s-a și apelat la sistemul ăsta cu play-off și play-out până la urmă. Da, 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 asta, sistemul, asta a fost motivul. Sistemul cu idealul Iarpi Pascaniei, asta a fost atunci, să încerce să dea competiției mai mult interes din punct de vedere al echipele să fie cointeresate. Da, dar echipele mediocre au șanse mai mari acum. Adică sigur, echipele sigur, bune atunci trebuiau să treacă de 36 de etape, de 38 de etape. Acum, nu știu, uite-te, de exemplu, Rapid pierde un singur punct cu primele 6, da? Și pierde puncte cu cele din a doua jumătate a clasamentului. Da, Mădălin, dar erau atunci, aduți aminte, erau și mult mai multe blaturi, ceea ce văd că lumea uită lucrul ăsta. Erau mult mai multe blaturi și lucrul ăsta s-au mai curățat. Da, hai să hai să-ți mai spun ceva, că l-avem și pe Răzvan, l-avem și pe George aici. Da. Și salariile erau mult mai mici. E adevărat? Erau la echipele de... Nu, adică nu, nu vorbesc nu de echipele adevărat, de titlu. Nu, atenție, nu, că la Vaslui, la CFR, exact, se dădeau salarii mari, și dar prime, la Poli Iași, să mă ierte Dumnezeu, eu nu cred că Răzvan lua cât ia acum Silviu Lung Junior, eu așa cred. Nu, dar erau primele mai mari. Erau primele atunci. A, da, asta nu e rău. Asta nu-i rău. Păi nu-i rău, asta era cel mai bun lucru. Sistem de motivare. Era, asta nu-i rău dacă erau prime bune. Cu prime atunci, așa e. Chiar dacă erau paltoane, nu, George, la sportul? A, bine, nu vorbim de sportul unde ne-am mobilat casa, ne-am luat parfumuri. Uite, vezi și sportul, a terminat într-un an pe doi, că după aia s-au dus bine, din cauza patronului. Și paltonul s-au... și mare, mărime mare. N-am putut să-l purtăm, că trebuie să-l dăm la părinți, la bunici, nici ăla n-a fost. Casetofonul nu mergea. Da, atunci, da, jucați un fotbal. Eu cred că astăzi vă bătați la titlu fără probleme, cum jucați voi atunci. Apropo de diferența de nivel. Că... Da, sunt au fost alte vremuri. Aduți aminte cum juca Steaua antrenată de Protasov, ce fotbal arăta. Mi-aduc aminte acel derby cu Dinamo 2-2 în Ghencea, când cred că a fost cel mai bun meci jucat după 1990 după în România. Nu, cred că barometrul, Cătălin, în primul rând erau meciurile pe care le făceam cu echipele din Europa. Adică de foarte multe ori vedeai, și nu vorbesc aici numai de FCSB sau CFR ulterior, vorbesc inclusiv de Poli Timișoara, aduceți-vă aminte ce meciuri a reușit. Vasluiul elimina Shakhtyor și așa mai departe. Au jucat, nu era diferență foarte mare. Și au pierdut la o diferență mică. Da. Eu zic că cel mai bun meci a fost ăla Steaua cu Lons 4-0, dacă vi-l aduceți aminte, tot Protasul. Bine, și victoria de la Sevilla cu Betis iar a fost foarte... Da, dar era deja Olăroiu și Olăroiu a stricat jocul ăla frumos al Stelei, chiar dacă lumea se supără. A făcut mai pragmatic. A stricat jocul, n-a fost în stare. Dacă era un antrenor bun, trebuia să lase Steaua să joace cum a preluat-o de la Protasov. El a venit și a distrus tot jocul ăla frumos. Hai că ne-am ucis la discuție, da, George? Te rog. Ideea, când ieșeam în Europa, făceam față asta cu Brio. Nu simțeai că aia sunt mult mai buni decât tine? Acum te scoate unul arpul. Aveam și spectatorii, așteptau de la noi victorii și să câștigăm meciul. Adică nu mai eram victime sigure, nu mai stăteam la cutie și așteptam, poate greșește, poate... De asta spun, că acolo cred că e barometrul. Luăm o scurtă pauză de publicitate, bineînțeles, mai avem și alte declarații după această partidă. Vom analiza și clasamentul și vom analiza și lupta pentru ultimele două poziții de play-off, că nu sunt încă stabilite, se pot stabili în mare măsură în această rundă care urmează în acest weekend. Rămâneți cu noi, revenim! Lui Dinamo Jelico Kopić.
a few words about the game. Câteva cuvinte despre meci. First half was prima repriză game, 50-50. A fost 50-50. Second half, immediately in the halftime, we change la pauză, two players. Am schimbat doi jucători. Homovu, we got this left foot for offensive. Homovu avea o problemă la piciorul stâng. Also with Sermani, we got somebody who will keep possession under. Și am introdus de asemenea un jucător care să ne ajute să ținem mai mult posesie. I think that we deserve 3 points. Cred că meritam astăzi 3 puncte. În repriza a doua am fost echipa mai bună. Ne-am creat câteva șanse. Sunt foarte satisfăcut de evoluția echipei, energia pe care am făcut, pe care am avut-o și șansele pe care le-am creat. It's good, one point for Dinamo. Este totuși un punct bun pentru Dinamo. It's okay, but under these circumstances, în circunstanțele like this, date când ai șanse ca acestea, you must score, trebuie să înscrii. That we deserved, okay. We didn't. Așadar am meritat. N-am câștigat meciul, dar meritam. Uitați-vă cum am jucat în repriza secundă. We were closer to this, am fost mai aproape să luăm cele 3 puncte. Ce părere aveți despre lupta pentru evitarea retrogradării? Cred că trebuie să luăm meci cu meci. Nu putem să ne facem planuri pe termen lung sau număr de anumite de puncte să ne propunem, nu ajută asta. Totul ține de antrenamente, de fiecare meci. Cred că evoluția noastră a fost bună în această seară. În 7 zile am avut 3 meciuri grele. Așadar sunt mândru de evoluția echipei mele în această perioadă. I have to respect all referees. Întrebare despre arbitri și despre VAR, am doar respect pentru arbitri și pentru VAR. Sunt convins că se străduiesc să-și facă treaba cât mai bine. Câteodată, bineînțeles, fac și ei greșeli. People from the sport, from football, I want to believe that everybody wants to give. Toată lumea, însă din acest sport, din acest joc, vrea să facă cât mai bine, să-și facă cât mai bine treaba. Avem acum o săptămână întreagă să ne pregătim. To prepare the game, we play in front of our supporters. Jucăm în fața fanilor noștri. Și în această seară ne-au dat o energie uimitoare. Și acasă, la stadion, pe stadionul nostru, vom fi și mai puternici. Sunteți pregătit pentru al doilea practic campionat care se va juca în play-out? Noi pregătim echipa meci de meci, spune Jelico Kopici. Dinamo mai are de jucat cu UTA acasă. UTA care joacă mâine de la ora 14. Un meci de asemenea foarte important cu FC-ul Craiova. Și ce miză va avea Răzvan și meciul ăsta dintre Dinamo și UTA? Foarte interesant, cu Mircea Rednic și cu UTA în revenire, în ciuda înfrângerii cu Rapid, dar și cu Dinamo care cred că arăta mai bine. Adică se vor întâlni două echipe bune. Vom vedea ceva bun de la ele, nu? Puternice. Acum, pe final de sezon, e ca niciodată toate echipele. E luptă și la campionat, și la play-off, și la retrogradare. Mă gândeam că Dinamo s-ar putea să aibă un avantaj, pentru că va începe play-out-ul jucând în deplasare împotriva unei echipe de pe locurile 7-8 care va rata play-off-ul. Și acea echipă, știi, va fi puțin debusolată. Nu știu, că va fi Hermannstadt, că va fi UTA. Am sau înțeles. Da, da, da. Petrolul. Petrolul, da. Petrolul, Sepsi, da. Petrolul cred că oricum a cam pierdut. Oricum avem pregătite și câteva detalii despre șansele echipelor de a prinde acele ultime două locuri de play-off. O să analizăm ceva mai târziu, însă mergem din nou la declarații. L-ascultăm și pe antrenorul secund al lui Leo Grozavu, Mugur Cornețean. Bună seara, un punct cu Dinamo pe teren propriu, este bine? Bună seara. La cum am arătat a doua repriză, da, trebuie să mulțumim cu două mâini. Prima repriză, o repriză echilibrată. Am pierdut la pauză un jucător foarte important care ne ajută foarte bine în zona centrală cu putere și organizare de joc pe Marchioni, datorită acestei accidentări și de acolo ne-am bulversat. Am căzut și fizic, ne-am timorat. Dinamo și-au creat niște ocazii mari.
Dar până la urmă și noi am pierdut niște meciuri când am condus, am fost egalați și am pierdut minutul 92 și 94. Azi, doamne, s-a întors și cu fața spre noi și am luat un punct. Felicităm băieții pentru efort. Mergem în continuare. Și o bere lui Aileni, nu? Cât mai multe. Cum a fost această săptămână? 5 puncte, sunteți mulțumiți? Nu. Acum, dacă mă întrebați, nu, din punctul meu de vedere am pierdut, dar am spus, am luat azi un punct cu mare, mare, mare șansă, am pierdut din punctul meu de vedere 2 puncte la Craiova, unde am avut probabil și un gol valabil, am controlat jocul, ne-am creat ocazii, dar n-am știut să le fructificăm și am luat doar un punct. Astăzi, mai mult de un punct nu meritam. S-a resimțit oboseala, nu? Da, toată lumea a jucat din 2 în 2 zile sau din 3 în 3 zile. Noi am avut și acea deplasare până la Craiova, chiar dacă am făcut-o cu avionul, totuși e deplasare, te întorci, ești pe drumul, stai în aeroport, s-a resimțit oboseala azi și chiar în ultimele 15-20 de minute, cred că mulți aveau ceață la Londra. Ce așteptări aveți de la meciul cu Galați? Mai întâi să ne refacem mental, fizic, odihnă, recuperare și după aceea vom merge și juca la Galați. Noi ce să luăm 3 puncte, ne vom bate cu cei de la Galați pentru 3 puncte. Suntem la un punct în spate lor, ei mai au meci la Hermannstadt. Vom vedea. Meciuri cu cuțitele pe masă la Galați, cum se spune. Da. Este bine că ați ținut, că țineți în continuare Dinamo la distanță? Da, nu că ține Dinamo la distanță. Orice punct sau puncte pe care le câștigi, urci în clasament, te mai îndepărtezi de locurile de baraj, te îndepărtezi de locurile de retrogradare. De aceea, tot timpul este bine când nu pierzi. Că e 3 puncte, un punct și trebuie să menții linia aceasta. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, seară frumoasă. Da, fair play, Mugur Cornățanu. A recunoscut și când a avut noroc, Cătălin. Și acum a recunoscut că când a avut noroc, sau mă rog, poate că nu meritau la fel de mult 3 puncte și uite, astăzi recunoaște. Mă bucur că mai sunt oameni din fotbal care sunt rezonabili și vorbește bine. Care sunt echilibrați și care nu subliniază doar atunci când sunt în dezavantaj. Întrebare directă, Cătălin. Că mă uit pe clasament. Dinamo arăta mai bine în seara asta, suntem toți de acord. Un pic mai bine decât Iașul și în general în perioada asta. Hai să o excludem pe Botoșani. Dar apoi urmează Voluntari, FCU, Oțelul, Petrolul, le-am luat de la coadă. Uite și clasamentul în a doua parte. Nu sunt puțini cei care spun că Iașul va fi una dintre cele două retrogradate în condițiile în care Dinamo pare capabilă să iasă de acolo. Tu ce părere ai? Nu știu, eu zic că Iașu, ca joc, n-ar trebui să fie una dintre retrogradate. Eu cred că Petrolul... Nu neapărat că ar fi slabă, dar și-au revenit celelalte. Petrolul ar putea fi una dintre retrogradate. Da? Da, pentru că jocul echipei e unul modest la acest moment. Așa cum și... Dar de ce Petrolul cu 35 de puncte și nu FCU Craiova cu 31? Că uite, toată lumea... Și FCU Craiova. Și joacă la fel de slab ca Petrolul. Adică... Eu cred că la acest moment sunt niște echipe, am zis și de Uclu și de Faru, care ca și joc sunt sub Oțelul, sub Poliaș, sub Dinamo, deci șansa e că probabil Farul și cu Ucluj vor fi în play-off. Asta e șansa lor. Vrei să fii un răutăcios? Le-aș pune și pe Sepsi și pe Universitatea și Sepsi, Craiova. Sigur. Și Craiova, direct. Craiova, n-aș pune-o pentru Craiova... La ce potențial are, mi se pare că e tras. Universitatea sau FCU? Universitatea, cea de pe 4. Eu zic că Universitatea, din punct de vedere ofensiv, arată lucruri bune. Într-adevăr, defensiv nu arată atât de bine, însă ofensiv arată bine. Însă Uclu și Faru nu arată bine nici ofensiv, nici defensiv. Adică sunt praf. Mai avem o declarație și apoi o să vă arăt acea analiză pe care vă promitam. Să-l ascultăm pe Sergiu Buș. Bună seara, care ar fi concluziile tale după acest meci? Bună seara, eu cred că a fost un rezultat echitabil. Cred că noi am controlat prima repriză mai mult ca și Dinamo, însă, într-adevăr, au avut niște ocazii a doua repriză, iar pentru noi este foarte important că nu am pierdut, am avut 3 meciuri în 6 zile, suntem pe un tren ascendent și ne dorim să o ținem tot așa. 5 puncte e bine, nu? Din 3 partide. Așa este, dacă mă întrebați sincer, îmi pare rău că ne-am trezit cu ghilimele de rigoare cam târziu, pentru că nu neapărat speram la play-off, deoarece suntem în o promovată și obiectivul principal este să rămânem în Liga 1.
Dacă cumva începeam mai bine după vacanța de iarnă, probabil ne puteam gândi și mai sus. Însă suntem chiar mulțumiți. Dar ați pierdut puncte unde nu trebuia să pierdeți. Așa este, dar știți cum e în fotbal. Astăzi pierzi, săptămâna următoare câștigi, poate unde nu meriți. Așa că fotbalul este ca roata vieții. Se întoarce în ambele sensuri. Cum a fost fără Mister pe banc? Normal că îi simțim lipsa, deoarece el ne împinge de la spate, știe să ne motiveze, mai ales știe să ne certe, știe să ne încurajeze. S-a simțit lipsa dânsului, dar așa cum a spus, e un rezultat echitabil. Nu cred că e nemulțumit și sper să nu primească, nu știu câte etape a primit. Două, deci și la Galați vom juca în aceeași formulă, dar stafful dânsului își face treaba foarte bine. Despre meciul cu Galați? Va fi un meci greu, derby de Moldova. Și Galațiu au trecut prin momente nu foarte bune. Depinde de ce vor face meciul următor. Mergem acolo să scoatem un rezultat bun, să jucăm și să ne bucurăm de fotbal. Cu Dinamo vă întâlniți din nou în play-out. Da, am și vorbit cu Patrick, am avut niște sketch-uri cu el în timpul meciului, dar pe urmă ne-am împăcat după meci și am spus că o să ne vedem iar. Felicitări pentru joc. Cred că și ei, probabil având ocazii, și-au dorit victoria, dar cred că până la urmă și ei sunt fericiți. Mulțumesc! Și o seară bună! Seară bună! Da, l-am ascultat pe Sergiu Buș și aș vrea să rămânem totuși pe declarații, dacă avem pregătită și declarația lui Luca Mihai, pentru că țin foarte mult să-l ascultăm și pe el, un jucător tânăr, și apoi vă prezint ce v-am promis. L-ascultăm așadar și pe Luca Mihai. Bună seara! Seara! Concluziile tale după acest meci? Cred că prima repriză ne-am făcut jocul, am făcut ce ne-a cerut Mister. Am avut posesia, am jucat din scurt în scurt cum ne-a cerut Mister. Și a doua repriză am scăzut, n-am mai avut aceeași personalitate, n-am mai ieșit la joc, nu știu ce s-a întâmplat. Dar important este că am luat un punct și că îi ținem acolo. Acest lucru vreau să te întreb, dacă e bine că îi țineți la distanță pe cetele. Da, este foarte, foarte important, pentru că în ultima fază, dacă era să luăm gol, se apropiau și era mai greu pentru noi. Dar îi ținem acolo și acum ne concentrăm pe următorul meci. Cum a fost fără Mister pe bancă? A fost mult mai greu, pentru că Mister ne dă încredere, ne zice mereu să jucăm cu curaj, să avem personalitate și asta de pe bancă se simte, mai ales în a doua repriză, dacă probabil dacă era acolo, țipa la noi, urla la noi și ne trezeam sau făceam ceva în plus. A fost cu siguranță mai greu. Per total, o săptămână destul de bună pentru voi, nu ați pierdut în cele trei meciuri, ați obținut și 5 puncte. Cu siguranță, am luat în toate meciurile un rezultat pozitiv, suntem fericiți, a fost o săptămână foarte grea, cu o deplasare lungă la Craiova și suntem foarte, foarte fericiți că într-o săptămână am luat 5 puncte. Ce așteptări ai de la meciul cu Oțelul din următoarea etapă? Cred că de noi depinde dacă meciul va fi greu sau nu. Dacă jucăm ceea ce am jucat în prima repriză, cred că putem să luăm un rezultat pozitiv la Galați. Dar de noi depinde acest lucru. Mulțumesc! Mult succes! Mulțumesc! Da, am ascultat și unul dintre tinerii jucători din campionatul nostru, Cătălin. Ai ceva de comentat după declarația asta? Da, eu n-am înțeles de ce CFR l-a împrumutat, pentru că în meciurile în care Mandorlini l-a introdus, arăta lucruri extraordinare Luca Mihai. Da, pe mai multă experiență, uite cum a fost cazul lui Petrila, nu? Nu știu, eu cred că erau alți jucători pe care i-ar fi putut împrumuta CFR-ul, nu Luca Mihai. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, rămâneți alături de noi, revenim imediat.